diabetul până la urmă sau asta, nutriția, o problemă de matematică? Câte calorii intră, trebuie să și iasă? Nu e neapărat o problemă de matematică, dar sigur atunci când ne gândim la o dietă, luăm în considerare necesarul caloric al pacientului. Deci e și puțină matematică, dar sunt și alte lucruri, cum ar fi particularitățile pacientului. Cu alte cuvinte, într-un fel mănâncă un muncitor care sapă șanțuri și într-un fel mănâncă un contabil? Păi, sigur că la aceeași, să zicem, vârstă și, să zicem, o persoană de 40 de ani, da, un bărbat de 40 de ani care are o greutate de 70 de kilograme, are un necesar de calorii dacă are o muncă de birou, alt necesar de calorii dacă muncește fizic, alt necesar de calorii dacă are muncă de birou și totuși mai face sport din când în când. Și pe lângă asta, sigur că atunci când stabilim un, dăm niște recomandări referitoare la dietă, avem în vedere și ce afecțiune are pacient, persoana respectivă, dacă are. Dacă este o persoană sănătoasă, mănâncă într-un fel, dacă are anumite boli asociate, sigur că sunt anumite restricții, da? Cum ar fi, sigur, dacă are diabet zaharat, da? Nu e bine să consume un exces de glucide cu acestea concentrate, da? Dacă are hipertensiune arterială, limităm consumul de sare. Și astea sunt doar două exemple așa mai comune. Mecanismul îngrășării e mână-mână cu diabetul? Cumva amândouă? Sunt niște verici comune care în timp duc la apariția unui diabet, pentru că atunci când se câștigă kilograme, kilogramele acumulate, mai ales la nivelul taliei, determină o rezistență la acțiunea insulinei și în timp sunt niște mecanisme care pot duce la apariția unui diabet zaharat de tip 2. Boala este complicată, chiar etiopatogenia diabetului zaharat este extrem de complexă și diversă. Sunt foarte multe mecanisme sub umbrela unui diagnostic de diabet zaharat de tip 2, sunt foarte multe mecanisme care duc la apariția bolii. Dar sigur că important este să punem diagnosticul corect și să inițiem la timp tratamentul potrivit fiecărui pacient în parte. Totul pleacă de la o analiză de sânge? Inițial pleacă de la o analiză de sânge, de la o simplă determinare a glicemiei, care e ușor de făcut. Sigur, se poate face și cu glucometru, dar pentru a pune un diagnostic, întotdeauna ne bazăm pe analize efectuate la laborator, pentru că sunt analize efectuate în condiții etalonate, ca să spun așa. Și odată sărit pragul, ne îngrijorăm sau nu începe tratamentul din prima? Depinde de ce analize avem. Deci, dacă avem diagnosticat un diabet zaharat, sigur că pe lângă determinarea glicemiei, mai avem o analiză pe care o folosim și aceasta este hemoglobina glicată, care ne spune și ea ceva, este un fel de media glicemie, ne arată o estimare a mediilor glicemiilor pe care pacientul le-a avut în ultimele luni și atunci sigur că ne putem orienta pentru a da un tratament potrivit. Se poate ca într-o bună zi să mănânc mai multă ciocolată decât de obicei și să am o glicemie mare. Deci înseamnă că am diabet? Dacă nu am diabet, oricât de multă ciocolată aș mânca, glicemia mea ar trebui să nu crească peste anumite valori. Corpul are resurse să ardă? Am glicemia mare astăzi pentru că am mâncat ieri ciocolată. Nu. Dacă am glicemia mare astăzi pentru că am mâncat ieri ciocolată, înseamnă că am o tulburare de glicoreglare. Am un diabet sau un prediabet. Corpul are resurse să ardă tot ce îi dăm în caz că suntem sănătoși? Inițial, în caz că suntem sănătoși, da. Deci deja glicemia ridicată e primul semn de întrebare. Da. Când ajung pacienții la dumneavoastră cu analizele astea, ce le spuneți prima dată? Sigur, în general pacienții întreabă dacă am ce fel de diabet am, pentru că multă lume știe că există diabet de tip 1 și diabet de tip 2. Mulți mă întreabă dacă vor putea scăpa de diabet ținând regim sau urmând un tratament. Este o boală cronică, regimul și tratamentul sunt pentru toată viața. O singură excepție și aceasta este diabetul gestațional, acel diabet care apare în timpul sarcinii și în legătură cu sarcina, care în multe situații, deci în multe situații după naștere, glicemiile se normalizează, dar femeia respectivă are risc să dezvolte un diabet zaharat ulterior în anii care vor urma. Tratamentul diabetului în ce constă?
Există mai multe mijloace terapeutice, pe lângă schimbarea stilului de viață, care presupune activitate fizică în funcție de toleranța individuală la efort și recomandări legate de dietă. Sunt diverse medicații. Sigur, diabetul zaharat de tip 1 este cel numit insulinodependent. Este un diabet al cărui tratament se face doar cu insulină. În diabetul zaharat de tip 2 avem mai diferite mijloace terapeutice, adică există și medicații care se administrează oral, pastile, și medicații care se administrează injectabil. Printre ele sunt terapii care sunt non-insulinice și terapie cu insulină și în diabetul zaharat de tip 2 la un moment dat.